fuseseră până atunci, iar Daniel s-a apropiat de ea și i-a spus: caută, tati, caută! Iar Speedy a început să caute, iar la un moment dat a început să latre. Daniel s-a apropiat și a întrebat-o: unde sunt? Iar Speedy a început să zgarme într-o grămadă de molos care probabil fusese un bloc înainte de cutremur. Lângă ei, o echipă de salvatori turci a văzut totul și s-au apropiat. Nu era nevoie de cuvinte, au început să caute. Daniel a chemat-o pe Speedy, a îmbrățișat-o și a început să o mângâie. Iar unul din salvatorii turci care a văzut scena s-a apropiat de Speedy, a îngenunchiat lângă ea, i-a șoptit ceva în ureche, iar aceasta i-a întins lăbuța. Nu era nevoie de niciun cuvânt. Nu e nevoie de nicio traducere ca toată lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. Daniel e alpinist și paramedic smurt, pompier din 2006. Iar Speedy, o femelă de 6 ani, ciobănesc belgean malinois, specializată și atestată la nivel național și internațional în căutare și salvare urbană. Grație lor, vieți prinse sub dărâmăturile din Turcia sunt salvate în fiecare zi. În pofida oboselii care se citește pe chipurile lor, își fac treaba în fiecare zi. Felicitări, Daniel, felicitări, Speedy și salvatorilor noștri. Lasă-le un mesaj și dă mai departe.